Lili. Ce faceți, băieți? Reparăm roata. Reparați roata? Da. Dar cine a stricat-o? Nimeni. Și acum ce faceți dacă s-a reparat roata? La ce o folosiți? Ce alagă, Feli. Ia. Deschide ochii, mami. Că a... Ți-am nebucit ce pică roata. Pe locul! Pe gata! Da! Iar v-a căzut roata? Da! Păi da, pentru că nu e făcut ca să vă plimbați așa. Felix, e greu. Nu e greu. E greu și roata nu rezistă. Roata asta e numai pentru jucării așa ușoare. Roata te joci. Așa de greu, roata. Mai mult urcă și coboară decât îl plimb. Da. Sau n-ai reparat tu bine roata și de aia a căzut iar? Am reparat-o bine. Te piceau de poc. Poc, poc. Și tu de-aia te plimbi cu ciocanul după tine ca să poți să repari roata? Da. Hai, uite că e gata, Felix. Ia să vedem până unde ajungeți. Bravo! Iar v-a căzut roata? Da. Cam plimbat repede. Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Când ziceam că Daniel e mai bine, se pare că nu a fost bine deloc. Aseară a zis iar că nu se simte bine și atunci nu l-am dus. Nici săptămâna asta nu cred că o să meargă la grânță, nu l-am dus astăzi, dar nu o să-l ducem toată săptămâna, cel mai probabil, pentru că am început tratamentul cu antibiotic, pentru că a tot făcut febră și aseară și azi dimineață, așa că am încercat noi să scăpăm fără antibiotic, dar se pare că nu a funcționat și stă acasă. Și mi-e milă de el, pentru că săracul își dorește atât de mult să meargă la grădiniță, dar în condițiile acestea nu putem să-l ducem la grădiniță. O să-l ținem acasă. La noi se colorează în casă și haideți să vă arăt cum se colorează în casă. Dă-te jos că ești greu. Ești greu. Nu te lasă deloc să coloreze. Nu, păi a colorat și el mai mult de o grămadă. Ai colorat? Ce-ai colorat? Cu albastru? Deci el și-a adunat toate creioanele albastre pe care le-a găsit. Da, uite cum mai sunt. Și-a luat de acolo creioanele albastre, că el colorează numai cu albastru. Numai cu albastru. Asta ce culoare e pe tine? Roșu. Lili, tu ți-ai găsit locul unde să te cocoți. Nu prea. Nu mai pot. Dar trebuie să colorăm aici. Așa-i, Daniel? Cum te simți azi? Ia, povestește. Poți să sunt acea lății, doar nu tale-tale. Nu tale-tale? Da. O nouă zi, ce mai faceți, ce mai ziceți, eu sunt tot aici. Da, și nu o să postez așa în fiecare zi, pentru că nu vreau nici să vă plictisesc, pentru că, na, pe noi acum ne-a apucat așa febra nașterii și doar despre asta aș vorbi și cred că și vorbesc. Așa că, na, prea multe lucruri nu facem, sunt mai mult pe lângă casă, Burtica este la locul ei. Am fost și astăzi să-mi fac părul. Eu sunt pregătită de naștere din toate punctele de vedere. Acum așteptăm momentul cel mare.
teoretic, dacă ar fi corecte calculele pe care mi le-a făcut doamna ginecolog la București, astăzi aș avea 40 de săptămâni fix. Dar eu nu cred că sunt corecte calculele, adică mai degrabă mă bazez eu pe calculele mele și după calculele nu mai sunt vreo câteva zile. Acum să vedem. Și nici chestia asta nu cred că fetele vin mai repede, băieții mai târziu. La noi a fost fix invers. Melissa a venit după termen și băieții amândoi au venit înainte. Deci ăsta fiind băiat, teoretic ar trebui să vină înainte de termen. Deci mai are acolo o zi, două, trei, să zicem. Să vedem. Important e să fie un băiețel mare, sănătos, voinic, puternic și restul contează mai puțin. Da. Dar mă bucur totuși că am reușit să ajung și astăzi să-mi fac părul. Și acum mai, na, mai facem treburile care trebuie făcute pentru că nu e ca și cum le faci odată și se mențin. Nu. Mașina spală. Avem ordine de făcut. Urmează să vină și curierul astăzi. Ce faci? A sunat cineva la ușă? Alarmă falsă. Aștept curierul, dar n-a venit nimeni deocamdată. Și am aici doi băieți. Acadele. Aveți acadele? De unde aveți acadele? M-am luat de tine. I-am dat din bucătălie. Și lui Felix? Da. Bravo. Te gândești mereu și la el, așa-i? Uh-huh. Tu te simți mai bine astăzi? Așa. Așa și așa? Felix! Hai, stați așa frumos. Acolo, în pat, Melissa este la patinoar împreună cu Florin. Este, cred că, ziua ei preferată, când poate să meargă la și cum poate să patinează tati? Păi tati numai stă și se uită. De ce? Păi de-aia că nu știe să patineze. Deci tu? Eu știam și poate după ce vine bebe, îmi readuc aminte că... Îmi plăcea să patinez când eram mai tinerică, dar nu am mai patinat, cred că, de... De mult? Parcă am mai patinat odată în Germania, oare? Am fost odată, dar nu știu dacă am și... Parcă am fost la patinoar, dar nu știu... Dar cred că nu. Na, am fost la patinoar, dar tot așa, eu n-am patinat pentru că eram însărcinată cu Claudia și am stat pe margine. Deci n-am mai patinat de... 12 ani, 13 ani, 15 ani, nici nu mai știu că au trecut mulți ani de atunci. Hai, mergi mai departe. Tot îți plimbă-te. Cum a fost la patinoar? Frumos, dar tu deschizi cu toată lumea un filmule să vadă ei ce e în cutie. Ia vină încoace că ești tare frumușică. Uite ce frumușică ești, ce bine îți stă părul. Așa, o codiță. Ia, lasă capul mai jos, așa un moț împletit, așa frumos. Tare bine îți stă. Gata, șef, acum o să știm ce e înăuntru dacă ne uităm la filmulețul tău. Dar nu, că nu cred că o să arăt în filmuleț. Că a venit curierul și copiii ăștia n-au răbdare, vor să desfacă cutia, dar eu nu vreau să desfac cutia. Dar ce? Noi suntem copii. Păi sunteți copii, da, și sunteți copiii mei și vă iubesc. Vrem să desfaci cutia! Dacă nu vede, rezesire. Dar tu ce crezi că e în cutia aia? Jucările lui Bebe. Jucările lui Bebe? Hai că Bebe. Sau jucările de la Bebe pentru voi? Am văzut aici eu ceva. Nu umbla acolo. Nu știu. Nu știi? Nu mai e ce să spun. Nu mai umbla acolo, ia du-te. Nu. Hai, du-te de aici. Nu. Cum a fost la patinoar? Cum a fost? Lasă, asta e cutia mea, du-te de aici. Nu, 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 nu
vedeți și voi, dar nu acum, la momentul potrivit. Acum! Nu! Acum! Nu! Vine și... Se vede, da? Ia uitați aici, de Melissa! Ce ai se vede? Gata că mă supărați și le duc în pod. Unde podul? Că noi... Noi suntem la Bordoc! Le duc la mamaie în pod. Și în cână. Și atunci... le duc în mașină. În mașină și când o să mergem cu mașina în spate, noi, în papagal, o să vedem ce este în ea. Dar nu că o să le ascund. Atunci o să te umărim așa să nu vede. Și așa n-o să, o să vedem ce e în cutie când o desfaci. Copiii știau bine ce știau. În cutia aceea mare am mai cumpărat pentru băieți cadouri, pentru că mai făcusem o comandă când? Acum vreo 2-3 săptămâni, o lună, când? Da, cam așa. Am mai comandat niște jucării și pentru că Melissa e pasionată de căluți, ea o să primească ceva cu această tematică. Doar că eu nu mi-am dat seama, bine, puteam să-mi dau seama că e ceva mare și consistent, pentru că a fost destul de scump cadoul ei. Și pentru băieți luasem câte două mașinuțe, dar nu erau nici măcar un sfert din prețul, deci toate patru mașinuțe nu erau un sfert din prețul cadoului pe care l-am cumpărat pentru Melissa. Și pe lângă chestia asta erau și micuțe așa comparativ și nu, oricum își dau și ei seama că Melissa primește tăi cadoul și ei nu. Și ca să nu fie diferențe, atunci le-am mai comandat băieților ceva. Dar nu pot să le arăt pentru că Melissa, pe Melissa o duce capul. Zice, lasă că dacă nu ne arăți și așa o să arăți în filmuleț și o să mă uit la filmuleț și o să văd cine-i cumpărat. Așa că nu o să arăt niciun filmuleț ca să nu vadă ea. Și să nu vadă nici Daniel. Dar ideea este că sunt destul de măricele și spațiul este limitat într-un apartament. Nu ai unde să ascunzi cadouri și așa cadourile celelalte le-am ascuns și Melissa, bineînțeles că le-a găsit. Nu știe exact ce e în cadou, a văzut așa doar foarte puțin pentru că n-am lăsat-o să vadă tot, dar știe că o să primească ceva cu căluț. Și de atunci parcă l-așteaptă și mai mult pe bebe, dar de fapt ea cred că 80% așteaptă cadou și 20% e interesată de bebe. No, dar n-ai unde să ascunzi jucării într-un apartament și mai ales pentru trei copii. Și mai ales când edita mai jucăriile. Și mai ales când edita mai jucăriile. No, păi oricum se joacă un pic și după aia le ducem la mama ta la București. Bine, recunosc că și eu am fost... Tu ai fost cu ideea, apropo, da. Da, deci el a fost cu ideea. Da, mă gândeam că totuși mai... Și chiar așa. Da, și eu mă așteptam să fie mai mici. Adică mă așteptam ca amândouă să fie cât e o cutie. Aia, uite, are 26 cu 49 cu 31 de centimetri. Deci jumătate de metru. Da. Deci un metru de cadouri. Da, de ce? Deci n-avem unde să le ascundem. Asta este problema. Cred că o să le împachetez. Dar parcă nu le-aș împacheta, că le mă muncesc o grămadă și imediat o... Nu, le împachetăm, le punem dacă e de sub undeva și punem o pătură cea sau... Le ascundem, le învelim undeva. Da. Undeva să ne gândeam că am putea să le punem sub pătuță acolo, că aici mai avem niște loc. Asta e singurul loc care a rămas neutilizat din... toată casa, în rest am pus peste tot. Unde s-a putut, am pus câte ceva. Și asta e cam greu de ascuns cadourile într-un apartament. Sau punem sub pernița lui ei. Sub pernița. Facem hochbed. Ce voiam să mai zic? Dar nu știu cum se descurcau părinții noștri. Poate nu eram nici noi atât de curioși. Eu nu stăteam așa să cotrobăi, să caut, să... Stai că nici n-aveam așa multe cadouri să-și facă grijă.
Înțeles cum. Poate și asta. Dar eu, în general, nu stăteam să caut. Bine, și pe vremea părinților mei mai aveam niște debarale, niște așa, unde era un mister total ce era, că nu prea aveam acces la ele. Și oricum Elisa are o părere foarte... foarte proastă, să spun, de copilăria mea, că mereu mă întreabă așa, dar ție mama ta îți făcea desene ca să colorezi? Zic, nu, zic, mama nu făcea, că n-aveam imprimantă. Dar tu mergeai nu știu unde? Zic, nu, mergeam, că pe vremea aia nu era. Dar la desene te uitai? Zic, păi nu prea mă uitam, că nu erau. Și într-o zi, nu știu cum, vorbeam de mașină și, nu, pe vremea mea, ce mașini erau și nu erau cu scaunele de mașină și cu nu știu ce, eram băgați acolo toți copiii în spate și dacă eram mai mulți nu era problemă că nu sunt locuri, că ne țineam în brațe unii pe alții și încăpeam. Și am zis că nici mașină nu aveam așa frumoasă cum e mașina noastră, la care mă întreabă Elisa, dar tu te plimbai cu căruța? Deci, da, un fel de căruță. No, bun, hai să vedem unde le ascundem, că păi dacă se trezesc copiii și vin grămadă peste noi, o să le găsească. Da, și n-aș vrea să le dau jucăriile deocamdată. Le să... agăță în pugeam. Da, ar fi și asta o variantă. La fiecare sarcină cât ajungeam la termen și așteptam momentul nașterii, mâncam ananas. Mi-am curățat și de data aceasta ananas. Și că ar provoca contracții. La mine nu s-a adevărit la nicio sarcină treaba asta, dar îmi place ananasul, așa că mănânc cu drag. Mi-am pus aici câteva bucățele și o să mănânc ananas, dar nu, deci pe mine nu m-a ajutat deloc. Un hobby de-a lui Florin este să facă puzzle-uri cu Elsa. De ce să-l strici? Eu vreau să-l câștig. Păi tu vrei să câștigi, păi dar câștigă corect. Fă-l tu pe-a tău mai repede. Acum. Acum. Ești așa de ocupată? Sau o bundă de ani. Păi dar nu sta, fă puzzle-ul. Păi de-aia nu câștigi, că stai. Gata, dragilor, cam atât în acest filmuleț. Niciun semn așa major, nici de la ananas, nici de la nimic. Mâine merg iar la CTG să vedem dacă se observă ceva, dacă habar n-am. Dar cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!